Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Janina Buftea și așa cum v-ați obișnuit deja, lunea, miercurea și vinerea de la ora 20 sunteți ai mei. Astăzi vom vorbi despre patrimoniu cultural, patrimoniu istoric, ce se mai întâmplă în județul neamț. Slavă Domnului, avem, avem cu ce ne lăuda, păcat că nu știm să valorificăm, să fructificăm și mai ales să păstrăm. Pentru că, așa cum. Ați aflat și anul trecut în cadrul aceleași emisiuni cu același invitat, dar vă spun mai acuși cine e invitatul. Sunt monumente istorice importante și foarte importante din județul Neamț care se prăbușesc. Efectiv sunt lăsate la voia sorții, la voia intemperiilor, la voia lui Dumnezeu. Se încearcă, unii încearcă să facă, dar nu sunt bani și mai ales este și foarte mult dezinteres din partea autorităților publice locale, din partea primarilor și din partea autorităților centrale. Că dacă de la Ministerul Culturii nu vine o mână întinsă, degeaba poate dai tu cu fundul de pământ și încerci să faci ceva că nu iese. Da. Despre aceste subiecte, că sunt mai multe, vom discuta cu actualul director al direcției județene pentru cultură Neamț Roxana Josanu de ce spun actualul director pentru că din punctul meu de vedere până când a preluat dumnea ei șefii acestei instituții nu a existat nici instituția, nici șeful. Da, bine ați venit. Bine v-am găsit, bună seara. În acest moment în județul Neamț avem avem foarte multe monumente istorice și aici mă refer la conace, mănăstiri, cetăți istorice care plâng. Plâng după atenție, plâng după fonduri, plâng după gloria de altă dată. Anul trecut, la ultima emisiune, situația nu era foarte roz. Bine, nu e roz în multe domenii de activitate, dar când vezi că istoria plânge după atenție, e grav, e foarte grav. Mă bucur că ați atins acest subiect, pentru că, într-adevăr, este unul din subiectele delicate legate de patrimoniul județului Neamț. De altfel, pe parcursul întregii activități desfășurate anul trecut la Direcția Județeană pentru Cultură, am pus foarte mare accent pe situația monumentelor istorice, tocmai pentru că acest domeniu este cel care strigă cel mai mult, care solicită atenția noastră. De aceea, poate, într-un fel, am neglijat celelalte domenii. Dar zic eu că totuși demersurile noastre au avut ceva succes, având în vedere că în perioada din urmă au fost demarate o serie de proiecte vizând reabilitarea și restaurarea unor monumente istorice importante care, după cum spuneați, adineauri au fost lăsate în voia sorții. Și dacă îmi permiteți să fac câteva precizări punctuale... Aș vrea chiar să le luăm pe rând. Sigur. Cu mare plăcere, primul dintre proiectele noastre a vizat reabilitarea cetății Noia Romanului din Comuna Gădinți. După cum știți și așa cum am precizat în emisiunea anterioară, primăria Municipiului Roman intenționează să preia în administrare acest bun cultural imobil pentru a-l restaura cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile. Din păcate, și aici trebuie să, să fac neapărat referire la acest aspect, documentația care ar fi putut să fie gata încă de la sfârșitul anului trecut a fost întârziată din cauza unor probleme, să spunem, birocratice. Ultimul document care trebuit anexat la documentație în vederea propunerii, după cum știți, legea 213 pe 1998, care vizează bunurile aflate în proprietatea publică, specifică foarte clar că monumentele istorice de importanță națională, cele de categoria A, se află în proprietatea statului. Sunt bunuri aflate în proprietatea statului iar preluarea acestora, transferarea lor din proprietatea statului în proprietatea unei unități administrative teritoriale se face la propunerea Consiliului Județean prin hotărârea Guvernului. Pentru că această documentație să fie înaintată de Consiliul Județean, este necesar ca ea să fie completată cu actul de proprietate al imobilului. Ori nici în momentul de față noi nu știm cine ar trebui să emită acest act de proprietate sau cine ar trebui să certifice proprietatea asupra acestui imobil, având în vedere că este în proprietatea statului. S-au făcut câteva adrese către Prefectura Județului Neamț, pentru ca juriștii de acolo să poată să clarifice această problemă, întrucât documentația trebuie să cuprindă datele cadastrale, dimensiunile, tot felul de date exacte legate de acest imobil. Și nu știm când se va debloca această documentație. Pe această cale aș dori să fac un apel către domnul prefect să sprijine demersul primăriei Municipiului Roman pentru ca acest monument să poată fi scos din acea junglă în care se află în continuare și dacă merge acolo este imposibil să nu plângi, uitându-te la starea în care a ajuns societatea lui Ștefan cel Mare și să îi ajute să poată debloca documentația pentru a iniția o hotărâre a guvernului de a administrării. Păcat că și localnicii și-au pierdut interesul pentru această cetate și mai grav este că de la un an la altul au atentat la efectiv fizic, au atentat la patrimoniul istoric românesc. Pentru că am înțeles și au fost făcute materiale pe această temă, unii chiar au luat zideria și au folosit-o la propriile case. Ceea ce, din câte știu eu, este ilegal și ar trebui chiar sancționat. Exact și din păcate nu este singurul monument la care se aplică această, să spunem acest dezinteres. Sunt foarte multe monumente aflate în aceeași stare și care au trezit interesul, să spunem așa între ghilimele, al localnicilor în privința prelevării unor materiale de construcție. Totuși Tindem să credem că prin uh, informarea populației, prin conștientizarea asupra importanței patrimoniului cultural pe care noi încercăm să o facem și prin intermediul acestor emisiuni ale dumneavoastră, să uh, reușim să schimbăm puțin mentalitatea oamenilor și să-i facem să înțeleagă că istoria, de fapt, este o componentă esențială a societății noastre și trebuie să-i acordăm uh, o atenție mult mai mare decât uh, în prezent ce se întâmplă cu Palatul Cnișilor de la Ceahlău, pentru că și acolo e exact aceeași problemă. Cine e proprietar, cine administrează, cine o poate vizita, că și asta cu vizitatul e o problemă. Trebuie să ai o cheie, dar trebuie să găsești personajul ca să primești cheia. Exact. Chiar ieri am discutat chiar foarte mult timp la telefon cu părintele paroh al parohiei de la Ceahlău, de la Palatul Cnișilor. Părintele este foarte contrariat pentru că și dumnealui dorește uh, să preia uh, atât uh, ruinele palatului cât și uh, zidul de încintă, având în vedere că deja este proprietar al bisericii parohiale și nu știe cum să inițieze acest demers, având în vedere că nu există un act de proprietate asupra acestui imobil. Deci, palatul cnejilor și zidul de încintă, în momentul de față, nu sunt ale nimănui. Este vorba de două monumente de clasă B monumente de importanță locală, care în mod normal ar trebui să fie în proprietatea autorităților administrației publice locale. Din păcate, însă, din câte am înțeles, la primăria Comunei Ceahlău nu există niciun act de proprietate asupra acestor imobile. Și de aceea, până când nu se clarifică această situație a proprietății, nu putem vorbi de un transfer de la primărie către parohia respectivă. Nu știu cum de s-a putut întâmpla acest lucru. În orice caz, legea 422 pe 2001 a Monumentelor Istorice prevede că în cazul în care nu există un proprietar cunoscut al monumentului respectiv, toate drepturile și obligațiile decurgând din lege revin autorităților administrației publice locale. Așadar, primăria ar putea să inițieze un proiect și în acest sens să sprijine inițiativa părintelui care de asemenea dorește să acceseze fonduri europene europene în vederea reabilitării acelui monument, care, așa cum spunea dumnealui, din păcate este aproape de colaps, pentru că sunt turnuri care abia se mai țin. Dumnealui chiar m-a întrebat dacă ar putea să fac ceva pentru uh, susținerea acelor uh, elemente din zidul de incintă. Uh, există anumite variante, dar sunt inestetice, așa încât nu putem să, să, dăm un aviz pentru a pune, de exemplu, o plasă de sărmă în jurul turnului de la Palatul Cunejilor. Arăta foarte urât mai bine ar fi ca ă, această restaurare să fie preluată de specialiști și să se facă așa după cum cer normele. Ce, cei de la primăria Ceahlău ce au spus? Ce de la primăria Ceahlău încă nu mi-a dat răspuns. Am revenit la o adresă pe care am făcut-o în luna decembrie anul trecut și aștept răspunsul la cea de-a doua, sperând că, totuși, domnul primar Coroamă, și pe această cale țin să-i să adresez un apel, să sprijine această inițiativă și să susțină pe părintele Paroh în demersul pe care vrea să-l inițieze. Pentru că, pentru Comuna Ceahlău, reabilitarea acestui monument ar însemna, zic eu, o revigorare turistică. Important. Da, e un alt alt punct de exact. Un punct extrem de important dacă e să ne gândim și la legendele care circulă pe această temă. Iată, a trecut luna decembrie, a trecut luna ianuarie, intrăm în februarie, vine primăvara, e dezgheț, încă la poalele ceahlăului e destul de frig, nu se pune problema, dar în momentul în care va veni primăvara, cu siguranță zidăria va ceda mai mult decât până acum. Mai, mai aveam în vizor anul trecut, Mănăstirea Bisericani. S-a făcut atât de mult tevatură la un moment dat, însă știți cum? O minune ține 3 ore, 3 zile sau trei luni. S-a mai întâmplat ceva la Mănăstirea Bisericani? Și la Mănăstirea Bisericani. Am purtat o discuție ieri cu reprezentantul primăriei din Alexandru Cel Bun. Din câte am înțeles, pentru definitivarea documentației care trebuie înaintată către comisia națională de investiții, compania națională de investiții este necesară actualizarea expertizei tehnice a imobilului. Și aici este o altă problemă pe care aș dori să o, să o ating în această intervenție. Din păcate, întârzierea reabilitării monumentelor istorice se datorează foarte mult și prețurilor foarte mari care sunt aplicate de către experții și specialiștii din domeniul restaurării monumentelor istorice. Dar și noi aici, avem acești experți în județul Neamț? care, din păcate, și ei sunt extrem de puțini și fiind și extrem de puțini și având și prețuri extrem de mari, Proprietarii se confruntă cu o problemă mare aceea a lipsei veniturilor, a lipsei bugetului necesar întocmirea acestor documentații, pentru că până la urmă, până la, reabil la reabilitarea monumentului, trebuie întocmită documentație. O documentație extrem de sofisticată, extrem de consistentă și care, care trebuie să conțină și aceste studii, cum este raportul de expertiză, care costă, din câte am înțeles eu, în jur de 4.000 de euro. Nu e foarte mult dacă e să luăm la nu e foarte mult, un dar... buget de primărie la Alexandru cel Bun. Domnul exact. primar Rotaru s-a învârtit pentru mult mai multe. Nu găsește dumnealui măcar vreun sponsor pentru... Da. Haideți să fim! 4.000 de euro, domnul primar Rotaru nu e mult. Și la urma urmei e Mănăstirea Bisericani care pică. Nu numai că uh, se pierde un monument, dar există pericol pentru bolnavii de, de la sanatoriu care se învârtă în jurul acestei uh, mănăstiri, schit și cu toții, nu, cred că sunt puțini pietreni de aici din zona limitrofă municipiului Piatra Neamț care nu au auzit de mănăstirea de la Biserican și bine, la sanatoriu Biserican nu te duci că ți-e drag se mai întâmplă să mai ai un bolnav sau doi în familie și tot treci pe acolo și tot te uiți la un monument care pică la propriu aveți dreptate, dar până la a face apel către bugetele autorităților publice locale, ar fi de dorit ca și proprietarii să se poată descurca cu fondurile pe care le dețin. Din păcate, prețul mare al acestor documentații face pe foarte mulți să se descurajeze și să nu mai meargă mai departe cu demersurile pe care le inițiază. Tocmai de aceea eu aș uh, trage un semnal de alarmă și cred că nu este doar părerea mea, ci și a celorlalți colegi din Direcția Județene pentru Cultură din țară, uh, că trebuie făcută o modificare legislativă și în privința uh, persoanelor sau mai bine să acreditării experților și specialiștilor pe, uh, care fac intervenția asupra monumentelor istorice, cât și asupra prețurilor care sunt practicate uh, în aceste cazuri. Dar despre Acem. asta vă vorbim un pic mai încolo. Exact. Din câte mi-aduc aminte, mănăstirea bisericani, schitul care e în curtea, în curtea spitalului, aparține de mănăstirea bisericani care e un pic mai jos, care în ultimii 2 sau 3 ani a ridicat din fonduri proprii o frumoasă biserică și un frumos ansamblu. Uh, arhitectural în zonă, bine, cu termopan, cu de toate, de la apă, electricitate, tot, e modern. Și nu găsește oare da. mănăstirea 4.000 de euro sau, nu știu, poate de la mitropolie, că la urma urmei și ei au fonduri, că de la buget tot cer. Exact și cu acel celebru iconostas din aluminiu despre care pomeneam data trecută, care a intrat probabil în, va intra în, să zicem, în cartea recordurilor a României. <laughs> pentru că recorduri este negative. Țară, a recordurilor negative, da. Da, și cei de la mănăstire ce au spus? Pentru că, din câte am spus și mai înainte, și din câte știu eu, bisericuța respectivă aparține de dumnealor. Primăria va face cât va face, dar nu e proprietară și nu cred că nici mie nu mi-ar conveni să se bage altul în casa mea și să-mi repare. Exact. Exact asta îi spuneam și eu lui stareți în momentul în care am ajuns acolo, am sus părinte, eu totuși nu înțeleg cum de nu ați reușit dumneavoastră să faceți nicio o, o mică intervenție ce obțineți asupra acoperișului bisericii, care este într-o stare jalnică. Îți este și teamă să urci acolo, scândurile sunt extrem de putre, deci te tem că ca la un moment dat să nu ajungi la prăbușirea tavanului bisericii. Părinte, totuși eu nu am înțeles cum de nu ați reușit să faceți intervenții pe acest monument și dumneavoastră mi-a spus în felul următor, doamnă, știți că aici este și o problemă a taxelor care sunt practicate, documentațiile sunt mult mai costisitoare, trebuie făcute intervențiile cu firme specializate, autorizate, care iarăși practică tarife mult mai mari față de ceilalți constructori și aici nu pot să spun că nu are dreptate și nu mai spun de acea birocrație care există în Mănăstirea Bisericană, după cum știți, este monument de importanță națională, a fost transferat din categoria juridică bem a așa încât avizarea documentațiilor de intervenție se face la Comisia Națională a Monumentelor Istorice. Durează foarte mult această procedură până se întocmește documentația, până se transmite, până intră în dezbatere în ședința Comisiei Naționale și atunci durează și foarte mult aceste autorizări, aceste avizări. În afară de cetatea Neamțului și această bisericuță care a fost transferată de la categoria B la categoria A, ce alte monumente de categoria A mai sunt în județul Neamț? În primul rând, Mănăstirea Tazlău, care este unul din una din bucuriile mele referitoare la patrimoniul imobil al județului. Am vorbit cu părintele săptămâna trecută, chiar am fost la fața locului și mi-a spus foarte bucuros că urmează să se definitiveze proiectul de intervenție asupra mănăstirii. Este o intervenție extrem de amplă cu ajutorul Mitropoliei Moldovei și bineînțeles cu fonduri europene prin programul POR, programul operațional regional. Și dumnealui speră ca în cel mai scurt timp posibil să vină și banii pentru începerea lucrărilor. Deci atât că am reușit să demarăm. Și să această mănăstire era pe lista neagră. Da, da, este o mănăstire care are probleme extrem de mari la toate uh, monumentele care fac parte din ansamblu. Probleme mari sunt și la biserică, și la zidul de incinântă, la turnuri. Și, din câte am înțeles, proiectul vizează toate aceste obiective și sperăm ca Mănăstirea Tazău să capete o față nouă, adică o față în ton cu vechimea pe care o are și să fie tot așa un punct turistic de mare atracție în zonă. În afară de Tazlău, Biserican și Cetatea Neamțului, ce mai avem de valoare la categoria A? La categoria A mai sunt mănăstirile din apropiere de Târgu Neamț, Mănăstirea Secu, Mănăstirea Sihăstria, Mănăstirea Neamț, mai sunt, bineînțeles, mai este curtea domnească de aici, din Piatra Neamț, de fapt, ansamblu curții domnești. Și mai sunt câteva situri. Este situl de la Bociulești, la care trebuie să clarificăm și situația construcțiilor care se află în apropierea monumentului care construcții, după cum știți, sunt făcute fără avizul Direcției Județene pentru Cultură și fără, toate și fără toate autorizațiile necesare de construire, care bă, arată și foarte rău dacă este să le raportăm la monument, la ruinele care sunt în apropiere. Și cred că și Mănăstirea Horaița este în categoria A. Deci cel mai mult sunt mănăstiri, da, dar starea cea mai proastă este înregistrată la Tazlău și la Bisericani. Aici da, la e, și la bisericani. Aici e dezastru. Sunt problemele, plus situl de la Gădinți, care este tot în categoria A. Este un sit de importanță națională. Astea sunt problemele majore. În cazul acestor situri, Gădinți și celălalt, se mai poate face ceva? Se, se mai interesează cineva în afară de direcție acum? Păi, în afară de noi, la în ceea ce privește situl de la Gădinț, municipiul Roman, care vrea ca, prin cu specialiștilor în arheologie și în construcții, să uh, inițieze un proiect privind încercarea uh, încercare de refacere a acestei, a planimetriei uh, fost, fostei cetăți a Gădințului, pentru că, din ceea ce am văzut în planurile care există, a fost o cetate extrem de frumoasă, destul de mare, foarte importantă și se poate crea un, un, proiect de un proiect arheologic de reabilitare in situ. Reabilitare in situ, așa cum s-a făcut la Alba Iulia, la cetatea de la Alba Iulia și cred că ar fi extrem de atractiv pentru turiștii care vin, pentru că la noi în zonă nu există un asemenea proiect pus în aplicare. Cred că ar fi prima, primul proiect de acest gen care s-ar implementa la noi. Și așa cum la Alba Iulia merg foarte mulți turiști să viziteze acea cetate reabilitată, probabil că cu siguranță și la Gădinț vor veni dacă este vorba și despre o a lui Ștefan cel Mare, pentru că brandul deja spune foarte mult. Da, la noi în România brandul se vinde foarte bine, numai că brandul trebuie să mai aibă și altceva în spate. Numai și decât... trebuie să vezi fizic, faptic, să... că brandul atrage, dar când ajunge turistul și vede un morman de pietroaie și burieni, și din câte mi-aduc eu aminte, pe la gâdinți mai erau și alte animale tăruțoare. <laughs> da. Revenind la situația monumentelor istorice, știu că la un moment dat se punea și problema unor conace, pentru că Retrocedările care s-au făcut, din punctul meu de vedere, s-au făcut după ureche, nu s-a respectat uh, litera legii de la A la Z și uh, au fost uh, unele retrocedări care, din punctul meu de vedere, ridică mari semne de întrebare dacă trebuiau făcute, chiar trebuiau, nu puteau să le țină în, în curtea uh, autorității și trebuia să le dea unor moștenitori sau uh, reprezentanții ai moștenitorilor care nu știu dacă au trecut vreodată pe acolo, că e ușor să angajezi un avocat sau o casă de avocatură și să îți facă dumnealor toate actele, dosarele, le duce la instanță și instanța decide, da, e a ta. Dar dacă pui eventualii mo moștenitori să-ți arate pe hartă unde e, nu cred că știu toți despre ce e vorba. Avem conace care plâng da, sunt multe conace care plâng și din păcate legislația în vigoare în momentul de față nu ne permite să luăm măsuri în privința scoaterii din ruina acestor monumente, mai ales că mulți dintre proprietari se află în străinătate și chiar dacă aplici o amendă proprietarului de monument pentru că nu a întreținut bine monumentul, el fiind plecat peste graniță, nu se întâmplă nimic, nu, este, nu îi se pun restricții, pot să se adune amenzile câte vor, unele peste altele, ei dacă stau în străinătate, așa cum spuneați foarte bine, monumentul rămâne la fel, în paragină, amenzile sunt date, dar alte restricții nu există în avem acest... exemple? Da, avem exemple. Unul din uh, acestea cu care mă întâlnesc în fiecare zi în momentul în care vin la serviciu este fostul cazino din Bălțătești. Este o clădire extrem de frumoasă, aflată chiar lângă uh, stațiunea celebră și unde vin foarte foarte mulți turiști din diverse zone ale țării pentru uh, serviciile, da, pentru tratamentul care este oferit acolo. Din păcate, proprietara care se află în Israel, nu dorește nici să vândă acel imobil, nici nu face investiții pentru consolidare și reabilitare, mai mult decât atât, chiar era interesată la un moment dat să propună autorităților să îi reabiliteze ele imobilul, deși ea este proprietara. Deci a spus că este de acord să îl repare, să restaureze, ea nu are nimic împotrivă. În sensul ăsta nu știu de ce nu îl vinde. Pentru că există și posibilitatea ca un să fie vândut dacă Vă nu poți să mai eu proprietar de apartament. Pică exact. tavanul pe mine. Mă duc la primărie și spun, știți, îmi pică vară în cap. Dar haideți dumneavoastră și îmi faceți curățenie în casă, dar eu rămân în casă. Oare ce legi sunt în Israel? Nu știu ce legi sunt pe patrimoniu, dar cu siguranță doamna nu este deloc interesată de această moștenire, pentru care a luptat destul de mult, pentru că aceste retrocedări, după cum știți, se fac într-o perioadă lungă de timp, foarte multe procese și implicarea multor instituții. Până la urmă, cred că interesul acestor proprietari care nu se ocupă deloc de imobilele pe care le cer spre retrocedare este acela al terenului. Nu pot să cred că este alt interes. Da, să pice toată clădirea, face curățenie, că a exact. și e pericol public. Exact și atunci așteaptă ca vremea să-și urmeze cursul. Sunt curioasă câte metru pătrat de teren în stațiunea Bălțătești, chiar lângă stațiune. Probabil destul de scump. Da. <laughs> și armata ar fi fost interesată de preluarea acestui imobil și de uh, reabilitarea lui, pentru că era, acolo, era acolo în coasta lor. lor, arată <laughs> foarte bine, ar putea fi pus în valoare și să fie utilizat tot pentru uh, serviciile oferite de stațiune. Cu siguranță ar arăta foarte bine dacă ar fi reabilitat, are elemente decorative extrem de frumoase și este păcat că proprietarea nu este deloc interesată, din păcate, după cum vă spuneam, legislația nu permite constrângerea acestor proprietari să investească în monumente. Dacă ar exista, spre exemplu, o prevedere legislativă care să spună că dacă nu întreți monumentul o timp de atâția anterior, ani, da. da, statul poate să ți-l preia în custodie. Poate să facă investiții asupra lui și apoi să ți-l dea înapoi cu condiția ca tu să plătești lucrările în timp de atunci ar fi o soluție, dar pentru că nu există o asemenea prevedere, singurele restricții sunt acelea pe care le punem noi prin amenziile pe care le dăm, care sunt și pe ele foarte mici și pe care nu le plătesc cei care sunt în străinătate. Da, în afară de Cazinou de la Bălțătești, mai este Conacul de la... Oh, conacul Cantacuzino, Conacul Cantacuzino de la Ștefan cel Mare, care este proprietatea Consiliului Județean Neamț, pentru care de ani de zile se încearcă realizarea unui proiect de reabilitare, poate cu ocazia schimbării conducerei acestei instituții, atenția acestei conduceri să fie orientată și către clădirile de patrimoniu pe care le dețin în administrare. Este un Conac frumos, un Conac care ar putea pus în valoare foarte bine în acea zonă unde, după cum știți, Comuna Ștefan cel Mare deține foarte multe monumente istorice și trebuie să vă spun de asemenea că s-a inițiat și proiectul pentru restaurarea și reabilitarea Hanului de la Șerbești. Iarăși un proiect de suflet. Deocamdată s-a trecut de faza DALI. Așteptăm să fie primită și investiția. La cât se ridică investiția și de cine aparține acest han? Deci, după cum știți, prin programul PNDR, maximul investiției se ridică la 500 de milioane, 50 de mii de lei noi. Dar ar fi foarte binevenită această sumă, pe lângă cele care pot fi decontate și de primăria Comunei, pentru că, în momentul de față, hanul de la Șerbești se află în proprietatea Comunei, Comune Ștefan cel Mare. Ar fi un pas înainte pentru că și acel han, care este, se află și pe un traseu extrem de important și din punct de vedere turistic, ar putea să atragă turiștii către o zonă care este puțin valorificată din acest punct de vedere. Știți că am vorbit la un moment dat despre acest, această strategie turistică a județului în care sunt menționate câteva puncte și câteva trasee importante. Există însă și alte variante, cum ar fi această variantă prin Ștefan cel Mare către uh, Târgu Neamț. Este o zonă cu foarte multe monumente și care sigur că ar putea fi pusă în valoare extrem de bine și prin acest han și prin conacul Cantacuzino despre care vă vorbeam. Da, și Hanul Mancuței se ajunge Da, pe Barda, da, da, sigur, a... sigur se poate prin turistic da. uh... extrem de de bine, să spunem uh, e punctat, are... Mm. Ai ce da, vedea. Da, Dacă da. pleci din Chiatra Neamț, treci prin Girov, ieși exact. spre Ștefan cel Mare, Războieni, în partea aia... Sigur, nu până... mai zic de bisericile din zonă, care și ele sunt deosebite. Sunt și biserici, monument istoric, destul de bine întreținute în zona respectivă și ar putea să, să facă obiectul unei unei traseu turistic. În afară de Hanul de la Șerbești, Conacul Cantacuzino și Cazinoul de la Bălțătești, mai avem? Mai este și... Știți de, ce le, de la știți, de ce, știți de ce întreb așa, ce mai este, ce mai avem, ce Pentru că sunt nemțeni și mulți care nu știu ce au. Deci, ce e în propria ogradă, știți cum, la un moment dat, și m-aș bucura să văd, de exemplu, în școli, sau la aceste întâlniri pe la biblioteca județeană, sau nu știu, întâlnirile acestea între cadrele didactice și elevi să pună pe tapet, să pună pe hârtie, să aducă în fața tinerilor ce avem noi aici. Că eu zic că educația așa ar trebui să înceapă cu ce avem noi întâi și nu cu. Știi, am fost cu mama în vacanță la Roma sau am fost cu mama la Dubai. Dubaiul e departe, dar avem noi aici. Exact, și ele trebuie să popularizate. Asta vom încerca să facem și noi, inclusiv prin site-ul instituției pe care vom încerca să-l reorganizăm și facem acest lucru oarecum și pe pagina noastră de Facebook. Pentru că noi avem pagina de Facebook și care este destul de urmărită după cum am văzut în, în județ. Îmi spuneați dacă mai există și alte conace cu probleme, da. sigur mai este conacul care este de Carage de la Grumăzești, care se află în aceeași situație ca și Cazinoul din Bălțătești. Are trei proprietari, trei urmași ai proprietarului care sunt în Germania și care, bineînțeles, au uitat de această moștenire de familie pentru care s-au luptat atât de mult. Am purtat o corespondență cu acești proprietari, ei să spunem așa Transfer responsabilitatea de la unul la celălalt și, din păcate, rămânem cu aceeași situație a unui conac care se ruinează pe zi ce trece. Primăria Comunii ar fi fost interesată în preluarea acestui obiectiv și organizarea acolo a unui muzeu, așa cum a fost și înainte, muzeul din Grumăzești, dar, din păcate, nu se pot înțelege cu proprietarii, care nici nu vor să-l vândă, nici nu îl repară, nici nu-l întrețin. Da, e. Așa să fii moștenitor a unei clădiri istorice, mă gândesc, dar oarecum dorm noaptea. Sau nu mai contează. Bine, te zbați, dai bani la avocații, cum spuneați și dumneavoastră, un astfel de proces durează. Sunt foarte multe termene, sunt foarte multe hârtii de pus la dosar. Până la urmă, urmei, dacă nu vrei să-l valorifici. Pentru sufletul tău, mă gândesc. Că sunt colecționari care dau mii de euro pe un obiect și îl țin pentru ei. Nu știu, au plăcerea asta a lor, se duc și se uită la vitrină, au mulțumirea supletască că acel obiect care a dat, nu știu, 10.000 de euro, zic și eu, o sabie, un cuțit, o... Nu știu, o piatră, o... Se bucură, dar acești proprietari, Israel, din Germania, oare ce este în capul lor? Sau nu mai contează că e în România și merge. Da, revenind la ce se mai întâmplă în Județul Neamț știu că anul trecut. Vă plângeați că aveți legislație, aveți măsuri, dar amenziile acelea sunt foarte mici. E, iată că ați aplicat amenzi. Dumneavoastră, specialiștii de la Direcția pentru Cultură și așa puțin cum sunt, și -au, au bătut capul, dar și acele amenzi mici cum sunt se duc în alte părți. Ar trebui, nu știu, anul trecut am vorbit de bugetul instituției și era foarte mic. Mă gândesc totuși că dacă acele amenzi pe care le aplicați ar veni în bugetul instituției, ați mai avea o gură de oxigen. Dar nici alea nu vin. Cu siguranță și ar fi foarte bine dacă aceste amenzi care ar intra să presupunem în bugetul instituției ar fi dirijate tot către patrimoniu. Pentru că ar fi o mare plăcere pentru noi, cel puțin pentru mine, să pot ajuta, așa cum am spus și data trecută, la reabilitarea unor monumente istorice. Cu mare plăcere aș da acești bani pentru a vedea că monumente care se află acum în ruină ar putea fi readuse la splendoarea de odinioară. Dar, din păcate, nu este nicio satisfacție să aplici o amendă pentru încălcarea legislației pe patrimoniu, pentru că toate merg în la bugetul de taxe și impozite și sunt dirijate către alte domenii. Și atunci nu am câștigat nimic. Proprietarul dă banii pentru a fi dirijați în altă parte, monumentul rămâne în aceeași stare. Dacă le plătește. Și dacă le plătește, sigur. Dacă nu le contestă, pentru că am avut și asemenea cazuri. Și Cine atunci, a contestat amenda? Destul de mulți. Deci, în primul rând... A existat o amendă care a fost aplicată la primăria Târgu Neamț, unui funcționar din cadrul primării, amenda a fost contestată. De asemenea, chiar astăzi ne-a venit o contestație pentru amenda aplicată la Piatra Neamț, proprietarului unei clădiri Monument Istoric, de pe strada Margaretelor, numărul 4. Și din câte am văzut pe portalul instanței, avem o contestație și din partea părintelui de la Bălănești, care a contestat amenda pentru Proasta întreținere a monumentului: monument care, după cum știți din emisiunile făcute anterior, nu are nici măcar ferestre, deci nu are nici măcar sticlă la ferestre, ca să spunem mai bine: care se află într-o stare avansată de, de mizerie și de degradare, unde și iconostasul este la discreția păsărilor care intră în, în biserică, și atunci era clar că pentru asemenea stare trebuia să aplicăm o. Sancțiune contravențională. Părintele a considerat de cuvință să conteste această amendă, deși poate că ar fi trebuit să, să aibă tras un semnal de alarmă că, în calitate de proprietar al unui monument, al unei biserici, al unui locaj de cult, ar trebui să aibă grijă măcar la curățenie. Curățenia, zic eu, că ar trebui să fie principalul, uh, principala preocupare a proprietarilor de monument, ca și, ca și a proprietarilor de imobil fără niciun statut. Asta și ține noi ca ași... calitate de gospodar. Exact, spun exact. eu. Da. Iată că unii mai sunt avertizați și cu toate acestea nu iau în seamă avertizările. Știu că la un moment dat ați cerut un inventar al tuturor obiectelor de patrimoniu care se află în custodia și în administrarea mănăstirilor. Slavă Domnului, avem o grămadă de mănăstiri, de schituri care sunt monumente istorice și dețin adevărate comori pentru suflet. Comori în ceea ce privește istoria, comori și la propriu și la figurat. Au răspuns sfinții părinți la aceste cereri venite din partea direcției. Dacă îmi permiteți, aș dori să mai fac totuși o completare la discuția referitoare la amenzi. Am aplicat amenzi nu doar pentru proasta întreținerea monumentelor istorice, ci, ci, ci și pentru uh, lipsa obținerii avizului de specialitate al Direcției de Ține sau al Ministerului Culturii privind intervențiile asupra unor monumente istorice sau în zonele de protecție. Pentru că au existat și asemenea cazuri, destul de multe anul trecut, de intrare în legalitate a unor asemenea intervenții sau asemenea construcții. Uh, din uh, păcate, Lipsa de vizibilitate a instituției din uh, anii din urmă a dus și la uh, neaplicarea legii în acest sens. Foarte multe uh, lucrări au fost făcute fără autorizație, foarte multe au fost făcute fără aviz, cu și autorizație după dar, și după ureche, și atunci au existat foarte mari probleme și ne-am trezit cu cazuri în care. Uh, au venit la noi cu documentația pentru a fi pusă în legalitate o construcție într-o zonă de protecție, deși asta este, acesta este un demers extrem de anevoios. În ce sens? Pentru că, în momentul în care noi avizăm o construcție într-o zonă de protecție, avem în vedere și protejarea patrimoniului arheologic. Deci, în momentul în care se face săpătura pentru fundație, este necesară o supraveghere arheologică, acolo pot apărea vestigii importante. Avem în vedere și respectarea regimului de înălțime, respectarea unei unui regim coloristic, respectarea unei oarecare arhitecturi care să fie în ton cu, cu monumentul și atunci, în momentul în care ești pus în fața unei construcții gata realizate, nu știm cam care, cam care ar trebui să fie răspunsul în avizul pe care îl dăm. Dăm aviz de intrare în legalitate, dar condițiile pe care le punem nu mai au efect retroactiv. Aici și atunci, asta sunt, este o altă problemă. Aici sunt cazurile unor biserici sau mănăstiri, din câte. Da, sunt și cazuri seama. de biserici și mănăstiri, sunt și cazuri de, exact cum am spus, construcții în zonele de protecție, unde pur și simplu a fost răvășit patrimoniul arheologic, unde au fost ridicate construcții uh, imense, mă refer la regimul de înălțime și uh, cu o arhitectură uh, extrem de modernă și în contrast total cu monumentul respectiv. Și unde adică nu s-a neamț, respectat. Neamț, astfel de exemple? În Piatra Neamț există chiar o construcție în spatele liceului forestier, fostului liceu forestier, o construcție modernă din sticlă și metal, așa cum îmi place mie să spun, modernă din sticlă și metal, care chiar recent a venit pentru o intrare în legalitate. Deci, proprietarul s-a prezentat la noi cu o documentație pentru o intrare în legalitate. Ce drept, clădirea se află undeva în spatele unor magazii care împiedică uh, astfel uh, contactul direct cu monumentul, să zicem, al clădirii. Nu este văzută clădirea dinspre monument. Dar, totuși, fiind foarte aproape de această, de această clădire, care este extrem de, de frumoasă, a Liceului Forestier, zic eu că nu-și are locul. Dar, din păcate, suntem obligați să dăm acest avis de intrare în legalitate. Dar, din te știu eu, când se dă autorizația de la primărie trebuie mai multe autorizații. Numai decât, iar în certificatul de urbanism trebuie specificat obligatoriu necesitatea obținerea avizului Direcției pentru Cultură. Ori au existat foarte multe cazuri în care specialistul de la urbanism nu a prevăzut, nu a bifat acest aviz, pentru că, spun ei, nu au știut de existența monumentelor istorice și a zonelor de protecție. Sau nu sunt prevăzute în planurile urbanistice generale zonele de protecție ale monumentelor istorice. Se înțeleg că cei de la urbanism, de la primărie, nu știu în momentul de față, cam ce monumente istorice sunt în Piatra Neamț, uh, în propria ogradă, adică clădiri vechi, clădiri de patrimoniu. Bine, nu sunt proprietatea statului, a primăriei, a consiliului județean, eu știu, a cărei instituții publice. Au proprietari particular, dar nu există o evidență a acestor clădiri. Uh, cel puțin nu știu. Sau știut, nu vor să o aibă. Cel puțin nu au știut până când nu am făcut acele adrese în care menționam obligativitatea prevăzută de legea 422 ca zonele de protecție să fie prevăzute în pugurile localităților sau ale comunelor și ca orice intervenție în zonele de protecție să fie avizată de Direcția pentru Cultură sau de Ministerul de Comisia Națională a Monumentelor. Dar, de obicei, documentațiile pentru zonele de protecție se avizează în, în, cadrul comisiilor zonale și de către direcțiile județene. Da. Ovidiu, îmi fa face semn că luăm publicitate. Luăm? Ce să facem? Am revenit în studio pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu. Sunt Janina Buftea, în prima linie. Astăzi discutăm despre patrimoniu cultural și istoric. Bineînțeles că nu putea să lipsească din studio directorul Direcției Județene pentru Cultură Neamț, doamna Roxana Josanu. Rămăsesem la acele autorizații care sunt absolut necesare în momentul în care ridici o construcție în, în imediata vecinătate a unui monument istoric. Se pare că la primăria Piatra Neamț nu se cunoaște exact care, unde sunt și ce se întâmplă prin treclădirile municipiului. Bănuiesc că până la urmă cineva va... Bate cu pânul la masă și va lua la întrebări pe domnii respectivi. Acum mă gândesc că, foarte serios la ce interes au cei de la primăria Piatra să nu dea pe hârtiile respective și aviz de la cultură, de la Direcția Județeană pentru Cultură, dar asta e o altă discuție și cu siguranță va fi aici în studiourile TLM și cu alți invitații de la primărie și de la Direcția pentru Cultură, dar și de la Complexul Muzeal, pentru că descărcarea arheologică o fac specialiștii de la Complex, din câte știu eu. Da, și tot cu specialiștii de la Complexul Muzeal Județean se întocmesc și acele uh, însemne ale Monumentelor istorice. Acele sigle care trebuie montate, tot de către autorității administrației publice locale, pe fiecare monument în parte, cu codul respectiv și câteva date despre legate de istoricul clădirii. Am văzut în Piatra Neamț niște sigle puse acum recent, nu știu, cred că la sfârșitul anului trecut. Da, de da deja dar... au început primăriile să pună aceste sigle. Noi le-am pus în vedere că au obligativitatea de a le amplasa. Pentru că, după cum știți, există foarte mulți turiști care, și turiști străini care vin și vizitează zona fără a apela la o persoană cunoscătoare a limbii și atunci ele sunt foarte ușor de detectat, fiind semne recunoscute pe plan internațional. Aceste sigle sunt foarte ușor de reperat și atunci ei pot să vadă ce, ce vizitează în, într-un oraș atunci când ajung în zona respectivă. Da, revenind la acele inventare pe care trebuiau să le facă sfinții părinți, care păstoresc creștinii din zona Neamțului, mai ales de pe la mănăstirile istorice. Anul trecut știu că a fost un caz pe la o mănăstire, chiar Mănăstirea Neamțului, dacă nu-mi aduc eu bine aminte, când era diferență între ce știau și ce aveau. Ce s-a întâmplat? Au răspuns pozitiv sfinții părinți sau încă mai așteptați? Că văd că dumneavoastră aveți răbdare. Așteptați, așteptați și pe ăla și pe ăla la da, Vreau să spun că chiar astăzi am primit răspuns la o adresă pe care am transmis-o în luna februarie anul trecut către Mitropolia Moldovei și Bucovinei, prin care le solicitam să ne pună la dispoziție inventarele pe care le dețin asupra bunurilor din biserici din, din păcate răspunsul a fost același în sensul că inventarele sunt încă în lucru, se face reinventarierea obiectelor care se află acum în patrimoniul bisericilor pentru a vedea probabil plusurile și minusurile. Între timp noi Cred am este mai important inventarul moștelor decât inventarul obiectelor de patrimoniu. Nu știu, eu sper că totuși schimbările care s-au produs la nivelul conducerii unor mănăstiri și unor biserici din zonă, unde au venit foarte mulți preoți tineri, să fie de bun augur și ca acești preoți să conștientizeze importanța patrimoniului pe care îl dețin și chiar să ne sprijine în demersurile noastre de clasarea unor bunuri în categoria patrimoniului național. Până atunci noi am zis că pentru a nu pierde timpul și pentru a ne ocupa și de acest domeniu al patrimoniului mobil pe care, după cum spuneam, l-am lăsat cam deoparte pe parcursul anului trecut, să preluăm inventarele mai vechi care există la nivelul bisericilor și să încercăm să ne facem o bază de date computerizată asupra acestor bunuri, încercând oarecum să le și selecționăm în vederea stabilirii bunurilor care trebuiesc obligatoriu clasate în patrimoniu, pentru că sunt bunuri de importanță deosebită și mă refer în primul rând la cele trei icoane de secol 12-13 care sunt în județul Neamț, icoane făcătoare de minuni, așa cum bine știți, și care trebuie neapărat clasate în vederea prevenirii săvârșirii unor infracțiuni asupra acestor bunuri, pentru că această clasare este extrem de importantă pentru ca aceste bunuri să poată fi protejate suplimentar față de celelalte care nu prezintă o la fel de mare importanță. Nu poți să compare o icoană făcătoare de minuni cu o icoană de secol XIX, de exemplu. Se înțeleg că este vorba despre icoana de la Mănăstirea Bistrița. Icoana de la Mănăstirea Bistrița, icoana de la Mănăstirea Agapia și icoana de la Mănăstirea Neamț. Cele trei icoane care. Sunt se află printre prioritățile noastre referitoare la clasările din categoria patrimoniu păi, mobil. Cred că după incidentul de săptămâna trecută de la Arhiepiscopie, când le-au dispărut banii și da. hoțul chiar a intrat ca la el acasă și așa bunuiesc că acum e interesul lor să vină și să facă toate aceste demersuri. Exact, deși datorită demersurilor inițiate de... Inspectorat de Poliție a județului Neamț, cu succes zic eu, toate bisericile, monumentele istoric din județul Neamț au montat sistem de alarmă și ăsta este un pas important înainte pentru că existau multe uh, imobile care nu aveau un asemenea sistem și bineînțeles că erau mult mai vulnerabile decât uh, până acum. Și până în atunci. ultima perioadă hoții, hoții, oamenii de bine, între ghilimele. Nu se mai gândesc că numai la cutia milei. Văd că deja vor sume tot mai mari și obiectele de patrimoniu fac cu ochiul... Oh. Da, mai ales că sunt Piața foarte mulți... Sigur, sunt foarte mulți cunoscători care uh, deja știu uh, cam ce ar trebui să sustragă din aceste lăcașe de cult și atunci intrăm într-o altă uh, să spunem într -o, pe un alt palier al patrimoniului mobil acela al circulației bunurilor culturale mobile pentru că puțin dintre ei știu că aceste bunuri pot fi comercializate doar de către uh, unități autorizate de către Ministerul Culturii. Sunt, uh, institu sunt de fapt, uh, unități de genul anticariatelor, care trebuie să primească uh, autorizare pentru a putea comercializa acest tip de bunuri. Bunurile culturale mobile nu pot fi comercializate oricum, nici într-un caz uh, pe internet la libera uh, discreție a oricui sau pe internet tot de aceste, de către aceste uh, firme care sunt autorizate. În județul Neamț, câte anticariate sunt autorizate de către Ministerul Culturii? Trebuie să vă spun că, deși inițial au fost în jur de cinci uh, uh, agenți economice autorizați, în momentul de față a rămas doar unul singur, care se află în piatra Neamț, este vorba despre Casa Bunicii, anticariatul Casa Bunicii, și, din păcate, celelalte și-au sistat activitatea, deși unele din ele sunt autorizate în continuare. Totuși, din câte știu eu, mai există activități de comercializare a bunurilor culturale mobile și intenționez ca pe parcursul anului să efectuez și câteva verificări în acest sens, pentru că legislația este extrem de explicită. Trebuie ca acești, acești agenți economici să aibă și un expert cu care să aibă contract, expertul respectiv să vadă bunurile care sunt comercializate și în momentul în care aceste bunuri sunt bunuri susceptibile de clasare, ele trebuiesc retrase din, din comerț și uh, făcute de mersuri necesare în vederea clasării și eventual uh, asigurarea unor condiții optime pentru păstrarea acestora. Bunurile de valoare deosebită nu pot fi comercializate oricum, nu pot fi ținute în orice, în orice condiții, și nu pot, fi, nu pot fi efectuate intervenții asupra lor fără persoane care să fie tot așa autorizate de minister. Există specialiști, există restauratori, există laboratoare de restaurare în care trebuie să fie duse aceste bunuri. Cât specialiști sunt pe patrimoniu în acest moment în județul meu? Pe patrimoniu mobil, vă referiți? Da, experți? Nu, experți pe, toată, pe, pe toate palierile, pentru că anul trecut erau foarte puțini. S-a mai schimbat ceva? Nu, din câte știu eu, pentru că eu urmăresc frecvent site-ul Ministerului Culturii, unde sunt postate toate aceste registre, nu a crescut numărul de experți acreditați de minister. Poate că nu sunt nici suficient informați specialiști de la noi despre demersurile pe care le pot face pentru obținerea acestei autorizări, acestei acreditări mai bine zis că nu este autorizare și cred eu că vom încerca să facem și o informare asupra avantajelor care sunt, asupra importanței pentru patrimoniul acestor acreditări și asupra necesității. Este foarte necesar, avem domenii care sunt total neacoperite și ne lovim de probleme de genul bunuri propuse pentru export pe, pentru care noi ar trebui să avem expert care să le verifice, să le expertizeze. Nu avem expert. De exemplu, expert pe uh, instrumente muzicale în județul Neas. nu există și am existat cazuri de uh, bunuri propuse pentru export, de exemplu pian. Ce faci cu el? Păi te duci la Iași unde există expert pe instrumente muzicale să ți le expertizeze. Cum să mergi cu, cu pianul până la Iași? Atunci apar probleme de genul ăsta și oamenii sunt nevoiți să se descurce singuri, deși noi am putea să le oferim asistență de specialitate în sensul ăsta. Au venit la dumneavoastră, nu știu, un domn, o doamnă, cineva să ceară asistență, să întrebe la dumneavoastră, am obiectul X, nu știu, vioara, nu știu, o vioară Veche. Și să zic că nu știu ce să fac, dar vreau să o vând sau am găsit uh, cumpărător. Care este... Uh, ce demers trebuie să fac ca să pot să o vând legal, să nu am probleme? Eu știu, poate uh, cumpărătorul vrea să o scoată din țară și se, uh, se trezește la graniță cu altă... În privința vânzării nu am avut uh, solicitări. În privința exportului, da. Și, deși pe instrumente muzicale nu există expert, există expert pe pictură, pe tablouri. Am avut cazuri de picturi care erau propuse pentru export, și atunci, având-o pe doamna Violeta Dinu, expertul de la Muzeul de Artă din Piatra Neamț, am orientat persoanele respective către acest, acest specialist. Dar nu toate domeniile, v-am spus, sunt acoperite, și atunci avem foarte mare emoții în momentul în care ne vine o propunere de export pentru că nu știm încotro să îi îndrumăm pe oameni. De multe ori le spunem, domnule, pentru că nici nu avem voie să influențăm persoanele la da. cine să se ducă, aveți o listă care este publicată pe site-ul Ministerului și alegeți ce expert vreți dumneavoastră în domeniu, mergeți la expertiză și cu expertiza veniți să vă dăm certificatul de export dacă nu sunt probleme. Da, cam dificil. Da. Apropo de uh, specialiști pe anumite domenii, uh, știu că în uh, ultimii doi ani în județul Neant, sunt oameni care iubesc istoria și care, care pleacă așa cu un instrument și numai că găsesc. Am, am avut ocazia să vorbesc cu un astfel de căutător de comori, eu așa le spun. Mă gândesc la Uh, povestirile și istoriile pe care le-am citit când eram uh, uh, acasă, când eram uh, la mama, eram elevă și bine, acum sunt filmele. <laughs> A, așa, dar uh, iată că acei căutători de comori, uh, mai am două minute, cinci. Acei uh, căutători de comori sunt în județul Neamț și fac descoperiri spectaculoase. Uh, toate aceste comori ajung la dumneavoastră, cel puțin în ultima perioadă, vin la dumneavoastră și dumneavoastră, într-adevăr, îi redirecționați unde... Bine, că și pe la primărie am... <laughs> au lăsat comorile, s-au trezit unii primari cu comara pe masă. <laughs> da, și mă bucur că ați adus Atingerea acestui subiect, pentru că a fost un subiect fierbinte la un moment dat, un subiect foarte mult discutat, și profit de această ocazie pentru a uh, demonta acele uh, discuții mai puțin uh, avantajoase care s-au purtat la un moment dat, cum că eu aș încuraja uh, persoanele care uh, fac săpături cu detectorul să meargă pe teren și să răvășească patrimoniul arheologic. Trebuie să vă spun din start că această uh, autorizare se dă obligatoriu prin lege, deci legea patrimoniului permite uh, autorizarea deținerii de detectoare de metale, deci uh, din punct de vedere legislativ, aceste persoane au dreptul să dețină detectoare și au dreptul să meargă să le folosească. Bineînțeles, că există foarte multe restricții, și din punct de vedere al specialistului, pot să vă spun că mă plasez și eu de partea arheologilor, pentru că, în momentul în care mergi să faci o asemenea săpătură, tu, ca nespecialist, în arheologie aduci multe prejudicii patrimoniului arheologic în momentul în care se face o cercetare arheologică, săpătura se face într un anume fel pentru a nu deraja stratigrafia, pentru a nu pentru a putea culege informații arheologice și din jurul acelui obiect. Nu este suficient să găsești obiectul, obiectul este situat într un anumit context și atunci de multe ori este mai important ce ne spune contextul decât ce ne spune obiectul respectiv. Este ca și cum Uh, pentru a vă da un exemplu, uh, dacă este să vorbim despre Batista cu care se ștergea eu în creangă pe față atunci când preda elevilor la școală și era foarte cald, dacă ar fi să luăm doar obiectul Batista, este un obiect banal, banal. Dar dacă vorbim de Batista lui Creangă, atunci deja Brandul își spune cuvântul. La fel se poate întâmpla și cu un obiect. Este uh, mult mai. Uh, să spunem așa, mai simplu să spui că o monedă a fost găsită în locul cutare sau să spui că o monedă aceea a fost din mormântul lui Ștefan cel Mare, de exemplu, sau a fost din, dintr-un tumul. Sau... Deci contextul face foarte mult, contextul contează foarte mult pentru adunarea informațiilor științifice. Pe de altă parte, Direcția Județeană pentru Cultură își îndeplinește atribuțiile stabilite de lege, acelea de a face constatarea predării în termen de 72 de ore a bunurilor arheologice descoperite întâmplător și pentru că pomeneați de primărie știți că există două prevederi legislative care se spune că oarecum sunt se contrazic aceea din OG 43 pe 2000 unde se spune că aceste bunuri trebuie predate direcției ține pentru cultură și cea din legea 182 pe 2000 unde se specifică faptul că ele trebuie predate primăriei, primarului unității administrativ teritoriale pe raza care s-a făcut descoperirea. Aceste două prevederi nu sunt atât de, să spunem așa, divergente, cum spun mulți, ci vin din, din următorul considerent. În momentul în care mergi pe teren, să spunem, într-o vineri după amiază și faci descoperirea, ce faci ca să o predă la Direcția Județeană pentru Cultură în 72 de ore. Până luni s-ar putea să treacă termenul de 72 de ore. Ori pentru a nu depăși acest termen legal, mergi la primărie, predai acel bun pe baza procesului verbal, se înregistrează la data timp, când da. ca fiind predat și primăria îl aduce și îl predă la Direcția Județeană pentru Cultură. Direcția Județeană pentru Cultură constată că a fost îndeplinit termenul legal de 72 de ore, prin urmare, dacă bunul respectiv este de o valoare deosebită, descoperitorul poate să-și primească recompensa prevăzută de lege. Da, s-a terminat. Și încă, Se o completare. Repede, da. De Și încă o completare tot pe această linie, dacă îmi permiteți, bucuria mea cea mai mare legată de aceste bunuri recuperate de la detectoriști este aceea că bunurile au intrat în patrimoniul statului este aceea că bunurile au fost predate, pentru că să știți că nu toți cei care dețin uh, detectoare de, de, metale, care sunt autorizați, vin să facă, să predea bunuri la Direcția Județeană pentru Cultură. De aici eu ce pot să înțeleg? Ori că nu folosesc detectoarele, că le folosesc și nu găsesc bunuri, orică bunurile ajung merg pe piața alte piața căi. Neagră. Da. Ori ajung pe piața neagră. Da, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Cu siguranță ne vom revedea. Sunt foarte multe de discutat pe acest segment. Patrimoniul este important. Data viitoare sper să fie cât mai apropiată de actuala emisiune. Data viitoare aș vrea să dezbatem un pic autoritățile cât se implică exact pentru acest, pentru acest subiect. Dumneavoastră, celor de acasă, vă doresc o seară plăcută. Important este să respectăm istoria, să o cunoaștem. Nu trebuie să cunoaștem de desupturi. în mare. E bine totuși să o cunoști, Așa cum am spus, sunt nemțini care nu cunosc ce se, ce se află în județul neanți. Nu trebuie să știi ani, nu trebuie să știi exact câte straturi are peretele și nu știu câte straturi de vopsea sunt date pe acel perete. Important este să știi că ai în spate un trecut, un trecut frumos. Mă bucur că în ultimii ani am văzut pietreni nemțeni care au dat frâul liber patriotismului, ceea ce e foarte bine. Sper să aveți o seară liniștită, rămâneți alături de Teleem. La revedere!